n-avea Adidas cu ce să te îngrași. Dar ce stai cu ceasul ăla? Zici că e bun ceasul ăla. Aceasta e el. E al meu, Bogdane. Pune și tu apă pe el. Ale. La mine nu-i care să moară frații mei, dacă nu. Pentru asta, că ați făcut o prăzinție asta. Ia uite-l, ăla era luat la bune. Bă, ce treabă are, bă, dacă pui apă pe ele, că n-are nimica. Și dacă pui... Dacă am bani mult zău de tot. A, socială. Când vreau să știu câte ceasă, mă uit la Bogdan de la ploiești. Dimineață mă trezesc. Auzi, la ceasul de lux e 300 de euro un ceas ca lui Baru Montana. Să ne arate actele la el, Gogule, nu să ne arăți că ți-l luat. Nu mai vorbi prost de țigan, că e prietenul nostru, Nichi. Lasă mă, n-am zis nimic, am vorbit prost. Am zis să ne arate actele. Ce m-a zis, arate actele, mă? Să ne arate actele, ce am zis? Ne arăți că pui apă pe ceas, ești nebun la cur? Ce-i? Nu merge. Nu trebuie să ne arate certificatul ăla de la Patrick Filip. Auzi, mă, tu te mași în gura ta, dă, băi. Tu din soldat. Ai devenit șmecher, ai uitat că te-ai pușcat în mână până să porți ceasul la primul care te-ai... Păi, Bogdan, l-ai văzut mă pe ăsta cât de crăcănat e, că zici că a făcut naveta pe porc? Haide, mă, veniți să facem grătar acum? Unde, mă? Nu știu. Acum vin eu primul. Uite, mă, că așa zici și eu, uite, că am un întreg pârvan din ăsta, îl vezi? Da, mă, da. Ai avut ceasuri bune mereu, bă, jegosule. Păi, da, dar noi avem și acte la ele, mâncați-le și pula, dar noi nu punem apă pe ele. Bă, da, ea nu era, mă, cu șampanie. A, eu ce zici, mă, tu, că Nichi vorbește de bani și are trening pe bă, mânca mie, pizda, să moară băiatul meu, că mă jur, nu mai știu suma exactă, eu la o șmecherie am luat 200 de mii cu ăsta, eu mă jur că mi-am adus banii acasă și a cumpărat numai haine, bă, mă jur, pe familia mea, și a luat geacă de 8.000, tu vorbești pe ăsta de haine, mă, e bunule. Nu e vorba de bani mulți, dacă are 15 milioane și 25 în ceată frumută. Bă, cum trăiești, mă, eu despre ce vorbesc, da. Eu vorbesc de bani, ați nebunit, vorbiți de bani, da. Cu mine. Băi, Bogdane, dar vezi... Dă tempo, că nu cu apă pe tine, să moară cu atâta. Dacă nu stau la microfoane, Ferrari... Bani mulți și avem. Vezi că a fost Ferrari la Timișoara. Mulți, a venit și pe COVID. Băi! În fine! Altă dar... Aline, la tine, la Timișoara, femeile o arde pe Sanax, eu nu mai vin la Timișoara. Nu mai vorbi să-ți mănânc coaiele, că ți se clatină dinții de la el. Să-ți trăiască familia ta, am 10.000 în gură la Nicu Curt, care vreți să vă puneți dinții de ăștia 973. Da, a urmat gluma aia. Bogdan de la Ploiești și Nicu Percea recomandă doctor Nicu Curt. Iar arătă-ne, mă, și tu nouă dinții, să-ți trăiască bărbații tăi de mine, arăți. Termină că n-ai dat 10.000 în viața ta, că e al nostru, știu. 10.000 ai dat pe dinți, Ferrari. 10.000 ai dat pe dinți, să-ți mănânc. Ferrari a dat 7.000 acum pe timpuri, acum an de zile, băgați un Logan în gură, țigan. Da, mulțe. Ferrari are proteză, bă. Și acum făceam mai, bă, e dat mult, păi, nu dădeam atâta pe perechi. Să moară familia mea, Bogdane, și că ești Loredana Chidu, câte operații ai. Eu am o operație, n-am o operație să mă... Ne-ai nebunit să moară în familia mea. Nu mai respir bine pe nas. Trebuia să mă opere și la nas, nu mă operez de 2 ani. Și am, de-abia mai respir pe un ar, am deviat ce de-aia... Cine să-ți, cine să-ți schimbe eclerul ăla, mă, că nu se bagă nimeni la el să moară, măicuța mea, dar pe bani. Mâncați aici cu aile, bună. Să fie aia, dracu. De nebun, bufon nebun. Te pupăm, Gabi Robert, te pupăm. Auzi ce zice Flora Florentina? Voi n-au zis, bă, cu Ferrari să mă arăt familia mea. L-am chemat la mine să facem un grătar. Și era un copil cu curte. Da, nu mai dați să mă pui aiurea. N-au zis, bă, că era un copil cu curte și a zis, cum ai zis, tăi? Nu ai, nu eu. Cum ai zis să trăiască copii, tăi, să nu-i zice?
Că ăsta e cum să-i venim pe Michi, a zis. Și când m-am uitat la el, am sărit, dar m-am spart de râs, bă, că eram pe bune față de Betif, copilul ăla. Copil mic, mă, m-a spart, mă. Dar și ție ți-ar de Bogdane să moară familia mea numai de Caterinc. Nimic altceva. Păi ce crezi că e? Numai ce să râs, mă, dacă fac blocuri. Păi auzi, mă, să... Am nebunit, bă, cu toții și suntem... Da, mă, am bat mulți aia, ăla, știi? E numai COVID afară, sunt de mare și noi vorbim de bani, am nebunit. Bă, dar tu vezi că noi avem 1000 de inși aici, pe live-ul ăsta, și noi vorbim toți între noi și pe ăștia nu-i băgăm în seama deloc? Mâine intrăm în trending cu ăsta. Da. Numai că se supără mega, că aș putea el pe aia. Ianez Romanescu. În frunte aici. Ne-au zis că e aeroportul Otopeni, pleacă 7-8 avioane după fruntea. Să moară familia mea, a vorbit 12 kg de pepeni. Și ei, păi, ne puni să moară familia. Să moară familia mea, dacă nu zici că face reclamă la Dăbuleni. Să moară toată familia mea, că mă jur acum pe live-ul ăsta, că nu știu că e ăla după Delma, după Margarine, de vine acolo, ce fac? Dacă tot a zis că am lucrat în armată, zici că e 10 cutii de marmeladă. D-alea de lemn. Zici că e ladă de armament. A, vezi că iar te bate Ferrari pentru gluma asta. Nu mă bate. Bocane, dar iar ai voie numai în baie. Nu se fac de tău. Mamă, de câte blocuri. La mine, mă, nebunule. A. Da, și nu vreau să-i trezesc. Și așa, pai de capul lor, au COVID, au oare. S-o mor eu. Ai COVID? Cred că, nu știu. Că le erau. E la mea. Să mor aici, dar nici nu este în casă. Ia, dă-ți, mă, pălărie aici, stai, 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 Nu, că să moară tata, nu fi gelos să stai pe mine, Ferrari. Și avem 1000 de oameni pe la ora asta, sunteți nebuni? Ce? Bă, băi, nenebul așa, se dimineața, bă. De unde? Că la știu mai câte pe alea erau 500 grec. Să moară familia Așchiș Freelander, dă-l la față. Nu vorbești că pe tata, dar nu te piepte cu șlapi. Familia, bă. Nu mai în cap, să-ți mănânc cu aia. Ai și ceafă de interlop și tu faci TikTok să moară familia. Vorba lui băiatul ăsta de lângă tine, uite că bătarul. Să moară familia mea dacă te mit. Ce era prezentul tău? Băi, Bogdane, dar cu asta cu freza ta toată noaptea, a? Nu m-am șansă mie, părul, bine, nu știi că sunt idolul femeilor. Zici că ai nebunit, zici că nu știi. Păi mers am casa nova, cap tiuca. Lângă aveți. Păi cum? Eu, da. Trebuie alte subiecte cu mine. Nu vorbiți de femei, că e nesimțit. Păi, dar de ce? Auzi, de ce să nu vorbim de femei? Să vorbească alin de bărbați. Vezi că și asta. Mamă, numai copii pe aici. Frățiorul, să trăiască familia ta. Păi nu te-am văzut nici cu o jumătate de gagică, dar cu una întreagă. Auzi ce zice Laura Străuț, și că 1000 de oameni care vorbesc singuri. Ferească Dumnezeu, ochii tăi râgură ta plânge. Băi, să trăiască familia ta. Ia uite, eu cu Bogdan și cu Ferraru mai avem cât o femeie 279, dar tu ai... Ce, mă, eu avere, nu mai îmi trebuie, m-a luat cineva, pe mine nu mai trebuie. A luat, și Alin, mă, l-am văzut odată, dar nu știu dacă era... Alin. O bune. Auzi, no, și știi care-i dacă secretul? Era lui sau dacă îți trimitea toție mesaje. E toate femeile, dar care-i secretul la femei, vă-ți vin, spun eu. Secretul la femeie e să te scui pe Bogdan de la Ploiești și să te căsătorești cu Dan Drăghici. Să mur dacă te minte. Și nu mai ai făcut cu sperele astea, bă, viața. Nu. Îți dai seama ce-o fi în gură la Dan Drăghici acum? Cum că gagiți are Bogdan să moară familia? Băi, nene, ăsta nu se vede, mâncați și plată. Stăteam într-o zi în oglindă și mă uitam. Ce are Bogdan de la Ploiești față de mine? M-am uitat, cred că vreo 3-4 mii de gagici în plus. Și le ură pe top să moră familie mea, cazul României. Tu de cu tu că ăsta ești nebun, ai nebunit că ăsta și... Dacă mi-a ajutat Dumnezeu, spun dinții anul ăsta, Ferrari. Cațe și cu aia tare de suflet de mamă vitre, că ce ai? Ești numărul. Ești că-s piese de Remi, să-ți mănânc cu aia. Atâta dinte i-a pus doctorul în gură să mănânc. Zici că ești genunchiul lui ăla, lui Sile, de la Tifișoara, da? Și Suvalin. La față. Tu nu vezi ce, da, și-a pus ăsta, ăla-i cu mistrie și ăsta zici că-i volă. Să moară familia, zici că-i volă, Alin, ești bulă, că uite cum se pare, e să moară. Nichi, pe Ivan, 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 pe
Tu vorbeai fără, ne uită gură în tine, că s-ar copii coarda în gura ta. Băi, dar iar întrebați-l pe Ferraru. Băi, întrebați-l pe Ferraru când eram noi jos. Ia fii atent, auzi, că trebuia să mă duc să mă văd cu un travestit. Băi, bă, frate, eu sunt cel mai urât din grupul ăsta, pot să stau așa? Băi, dar nu da numai cine, mă, când îți spuneam eu, băi, cu metri mă duc să mă văd și eu cu una bună, cu tare, cu tare. Să te mași, băi, trebuia să te las. Băi, vorbeam pe video, mi-a arătat țățele, mi-a arătat, le-a zis, băi, Ferrari, mă duc să mă văd și eu cu una bună, mâncați. Cu metri nu te duce că e travestit. Dar Ferrari l-a știut de el. Spune-le, mă, povestea să-i spunești când ai băgat Adidas. Am fost la o gagică de asta. Ia taci, mă, Bogdane, lasă-l să ne spună cum a fost cu microundele. Dacă zic povestele și îndrăz, mă, eu beat mort. Eu când beat o, când mă îmbăt o, cum fac numai prostii de-astea? Dar tâmpenii de-alea mari. Dar las că vă zic după aia în privat, că e prea multă lume aici. Aha, zic. Să zic în Ferrari, mă, cu microundele, cu Adidas și de... Nu, un prieten de-al meu, Dumnezeu să-l ierte, un țigan mare. Dom'le, și niște verde, mei, niște cu metri, dom'le, e repede că s-a pe obelea. Cum le n-aveam, aveam o pereche de dași mâncați și gurata, păi e prost și de-abia îi spălați să moară familia. Cu ce să mă duc mâncați și gurata acum? Eu Adidas și după, să moară familia, mă jur, eu Adidas și după, după balcon și bag în cuptor și mâncați și mi se topește Adidas. I-am luat așa în picioare și am plecat să moară familia, mi-a topit Adidas. Bă, nu te vin, da. Băi, când ne-a zis Nicu povestea asta, Dumnezeu să-l iertească, mor în loc acolo și ne mulească. Eram amărâve. Avea una cu pisică, băi, de asta. Ăsta se plimbă acum cu velarul, ascultă-m. Nichi, are velar, are șeptar, are... Nichi, să moară toată familia mea când l-am cunoscut. Eram balaur și el avea o, avea o solența cu ștergar, avea ștergar de la și uite, așa făcea să moară familia. Avea mașina la repară, mă, lua tăi foc, n-avea Mercedes. Ră, pula mea, avea apucături de solență, Mercedes, nu mai era să mă... Vezi că m-a sunat ăla cu ratele la mașină Ferrari. Dar eu n-am rate, că n-am nici mașină, vere, n-am nimic, nu mai am nimic. A revenit la scooter, mâncați. Au revenit la scooter. Că s-a scumpit benzina și a luat cu mătru scooter. Aici ce vrei să fac, vere. Nu mai zici nimic, Aline, nu mai glas cu ăștia. Aline, să-ți trăiască familia ta, dar unde ți-ai făcut tatuajele alea? Zici că tu așa ai glas, mă, Aline. Da, să stăm pe ei, că de tot să mă cu aia, eram copil. Dintre Ferrari nu mai ai glas. Nu e adevărat, e prea respectuos, stămor eu, de când las cu ipaleul de la cuveit, nu mai dați pe aia. Să mă luăm gridul pe tine, nu-ți fi chis pe francez. Băi, nu-i mie burici că e în cadă, fraților. Ai cul de pisică la ochi, ai ochi de vagabantă de-aia înșelată. Da, mă, să moară familia și că plânge Alin tot timpul. Da, are față de, de necinstit de la, de om necinstit. Păi, ce vreau, dacă dai 100 de euro, stai un deget. No. Le are pe toate, râdeam pe a făcut 20 și va de mii mâncațe și pula ta. Bagă-mă bine să-ți mănânc cu aia, tu vorbești care ai făcut 24 de mii în 5 zile. Auzi, nu mai are mașină, nu mai are nimic, l-a omorât Eldorado pe Ferraru. Eldorado nu mai e, s-a închis. Dar familia mea dacă mai... Ferrari... Ferrari... Și iartă și mie, geu, leu ăsta 2021 mânca, mi-i futaiu. Așa, obraznic. Gata, mă, ți-ai mașină, Ferrari? Nu, viața mea. V-am zis și eu ca să tău și eu să fiu rău aici. M-auzi, Bogdane? Da. De când am dat de Ferrari-ul să moară tata, de mai cred în mitul ăla, că ne tragem din Adam și Eva. Ce crezi? Ăsta e contopitura din asfalt și cauciuc, să-ți mănânc cu aia. Să moară familia. Băi, dar n-auzi ce a zis lunul ăsta, mă? Pe TikTok. Auzi, Aline, tu tărești teoria lui Charles Darwin ăla. Auzi, nu mai vorbi că ți-a curajit și că aplauzi. Aline, eu sunt foarte... Auzi ce zice Aline, Aline, auzi ce zice una. Alina Kitty, Aline, mâncarea e din mine. Băi, Aline, eu sunt foarte religios, frățiorul meu. Stați-vă să zic și eu ceva. Eu sunt foarte religios, dar când te văd pe tine, parcă văd teoria lui Charles Darwin. Nu știe să cine e la... Zici că ești ramapit. Nu știe să cine e la mâncă. E prea mult pentru el, mă, ca mănâncă la Mega Image să cacă la vetrile de bună ziua la lume. Ce mai e nebunit? Vezi că am poate că... Du-te, dracu, dă mentosan mare, că ne-ai nebunit. Băi, mentosan...